Putem începe? Și e pute la bătă. Mai dacă doriți. Ședința extraordinară a rasă 14.3.2000. Țin prin condiția prevăzută de articolul 14 alineat 2 din legea administrației publice locale, numărul 205/2001. Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local EFORIE. Supun la vot proiectul ordinii de zi cu un amendament, dacă sunt toți consilierii de acord. Avem un proiect de hotărâre pentru repartizarea unei locuințe de societate, de necesitate, scuzați, la o doamnă care a avut și un atac cerebral. Dacă ne poate spune doamna Petruța mai multe despre dânsa, era pe acolo de primărie. Cred că domnul Manea este mai... Sau cine nu spune să ne dea mai multe detalii? E un dosar mai vechi decât din 2012 și acum a revenit cu o solicitare că doamna a locuit în Nepolirul pe Republicii numărul 12 la Vila Sănătatea, ulterior acum locuiește în Lansul fără acte și spune că va fi evacuată mine la adresa asta. A trecut un dosar, am dispus efectuarea de anchetă socială. Dacă... Viru Ecaterina, asistentă la Spitalul Județean de Urgență, a fost un accident vascular. Soțul a murit. Recent, fie domnul. Dosarul primul de pe dosare de plâng în 2012. Deci dacă sunteți de acord, o băgăm ca supliment pe ordinea de zi la anchetă socială. Acum ne așteptăm actele să vină, toată documentația. Păi da, dacă vin actele în cursul ședinței de astăzi, eu propun să o luăm astăzi, dacă mă organizez, să propun o altă ședință de urgență. Putem intenta. Asta s-a făcut la revizia. Ancheta socială, da? Acum o să facem dosarul acum. Vorbim cu interviul cu socială. Din punctul meu de vedere. Primul apare coordinat din facultate. Ce s-a făcut în acest lucru? În afară completarea unui HSD urat în ceva timp, referitor la EFO Urban, de trebuie de Registrul Comerțului, mai multe date. Ședința de data trecută s-a aprobat cu modificarea introducerea în UBIC cu activitatea unui cod KM și au fost la Registrul Comerțului și completat în hotărârea de Consiliu cu toate datele de identificare ale societății, cod fiscal, sediu și de licită o persoană care nu se poate face operat. Am zis să o modificăm astăzi ca să poată să-și facă. Deci se pune la vot proiectul de hotărâre înscrisă pe ordinea de zi. Cine este pentru? Pot să am și o remarcă? Sau după? După ședință, nu? Sau am avut ieri ședința de aceea, de îndată, da? Și am înțeles că trebuia să venim într-o oră aici, am venit, am votat, am văzut că nu a spus nimeni nimic, am numai adresa de la Ministerul Dezvoltării cu numărul 11.322 din data de 2/8/2017, atunci a plecat adresa din Ministerul Dezvoltării. Și noi ieri ne-am fost chemați aici cu o oră înainte să votăm ceva. Din 8/2 până ieri, eu zic că e un timp, nu? Nu știu, acum cum considera și noi. Vă mulțumesc frumos. Nu răspunde nimeni. S-a stat și s-au căutat toate SF-urile care nu s-au găsit și cum au fost găsite și cum nu au fost găsite, de-abia le-am găsit acum două zile, trei zile au fost găsite. De aceea s-a stat până ieri. Pentru că SF-ul de la grădinița propusă la proiectul 11 nu s-a găsit și nu avea HSL, în condițiile în care cineva a trimis că a făcut SF-ul la bănuiesc HSL, care nu există. HSL-ul pentru grădinița din proiectul 11 nu există. Există Dan undeva? Nu l-am găsit. Mihaela există? Și în baza unui HSL care nu există, s-a făcut un SF. Ca să nu mai discutăm de altele. Dă-i mai departe.
Punctul 1 pe ordinea de zi, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Ecorie. Avizele sunt favorabile, în comisiile de specialitate supunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate? Da. Unanimitate bugetul. Punctul 2 pe ordinea de zi, aprobarea conversiei în RON al soldului datorat în cadrul contractului de facilitate la creditul numărul 60/2007 încheiat de orașul de Forie cu Pancos Tesan. Avize favorabile în comisie de specialitate. Spunem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Punctul 3 de pe ordinea de zi, completarea HR-ului numărul 16/2017 cu avize favorabile în comisie de specialitate și a zis mai devreme cu completarea la OGF-ul urban. Cine este pentru? Unanimitate. Pentru abținere. Deci este completare? Pentru că cei la Registrul Comerțului au cerut mai multe date de identificare. Ce am ce am votat și n-am votat odată. Da, da, Registrul Comerțului mai cer niște date de identificare. Scrie acolo un caiet. Deci nu mai votăm odată. Deci sunteți de acord sau vă abțineți? Nu, nu, nu ne-am abținut. Nu ne-am abținut. Trece o abține. O abține. Vă rog, președinte. Nu am o rugăminte. Dați și noi informații. Vă rog, colegii. Vă ascultăm. Așa. Avem la achiziții. Serviciul găzduire site. Se duce undeva la 25.000 de lei. Da, am discutat asta. Am discutat să facă site-ul, nu? Spune de fapt. Trebuie mai puțin europene. Și ajung bani? Pentru site-ul respectiv? Nu. De ce spune de asta? Am dat că sunt site-uri care sunt cu degăzbire, care sunt ieftine pe piața în momentul de față. Ce să spun de aici? Aici discutăm nu de site-urile. Noi aici avem un lucru cu ghișeu, cum vreau să facem și plăți online. Nu vorbim de orice tip de găzduire. Avem și condiții speciale. Deci femeia are doi copii, unul chiar e la facultate, învață, ok, amândoi, bărbatul a murit, era orb. Și s-a împiedicat de a sări peste o balustradă și a dus în cap. Era masor la gran. Era masor la gran. Femeia lucrează la serviciul de urgențe în Constanța, deci este o femeie super serioasă, da, asistent. A lucrat la ortopedie. Chiar are nevoie, stă cu chirie în lazul și a zis, dom'le, nu mai fac față, îmi sparg lemne singură, mă întrețin. Și e din eforie, întotdeauna. Da, am înțeles, dar e problema de acte, să avem toată documentația. Însă, în afară de ancheta socială, care când este gata, Dan? Acum, o să vine cu ea, din punctul meu de vedere, are toate documentele. A fost evacuată de la Vila Sănătatea, care e proprietatea lui Sanu. Deci, cine evacuare? Supune la vot proiectul. Punctul numărul 4 de ordinea de zi. Unanimitate? Unanimitate. Două abține.